și eu mult alte vorbitorilor mei. Cred că sunt două dintre cele mai frumoase cronici pe care le va avea această carte, cu siguranță. În primul rând, aș spune că mă bucur foarte mult, Corina, că am ajuns în acest moment. A fost un parcurs extraordinar de aventuros, dar în același timp foarte solicitant, foarte obositor. Apropo de ce spunea Ioana Pârdulescu, că e o carte scrisă, că în primul rând pare o carte scrisă de o singură persoană și în al doilea rând e o carte foarte relaxată. Vreau să vă spun că până am ajuns la această relaxare a fost foarte multă muncă. În primul rând, cum spunea Corina, pentru că noi am ajuns la un număr aproximativ de 2000 de locuri după ce am recitit masiv din literatura română și am vrut măcar un nomenclator al acestor locuri să păstrăm în carte, ceea ce, nu știu, ar fi fost aproape imposibil. Deja cartea, deși nu pare, are spre 1 milion de semne, ar fi fost foarte greu să păstrăm mai mult de 167 de locuri din cele 2000 pe care le selectaserăm inițial. Și aș vrea să spun care a fost principiul general de selecție al acestor locuri. Mi-am dorit foarte mult să fie locuri care, cum spunea Corina, să genereze o poveste. La fel și referințele. Cred că printre cel mai greu de făcut lucruri a fost să tăiem din citatele splendide pe care le-am găsit, să cenzurăm unii autori doar pentru că nu se potriveau foarte bine în povestea pe care noi ne-am chinuit să o generăm în fiecare articol. Deci fiecare articol e de fapt o poveste, o poveste despre un loc bucureștean. Și mi-a plăcut foarte mult observația Adelei Greceanu, cu care am vorbit deja la radio, emisiunea o puteți asculta vineri seara, timpul prezent în literatură, care a zis că i s-a părut că dicționarul ăsta e un fel de meta-roman sau de supra-roman al Bucureștiului, în care personajele din alte opere literare au devenit personajele propriei noastre cărți. Cam asta am încercat și noi să facem. Să scriem propria noastră ficțiune despre București, utilizând, mă rog, instrumentele criticului și ale teoreticianului, pentru că altfel nu se poate. Dar vă spun cu mâna pe inimă că e mult mai greu de scris o astfel de carte decât o carte teoretică. Eu am avut, de altfel, temerea asta că nu știu cum am să mai scriu după București, despre București după 4 cărți pe tema asta, dintre care, mă rog, una de ficțiune. Și am făcut totul cu enormă plăcere, dar în același timp și cu foarte multă frustrare, pentru că a trebuit să lăsăm atât de multe lucruri pe din afară. Deci pentru cei care se întreabă de ce aceste locuri și nu altele, de ce aceste personaje și nu altele, de ce acești scriitori și nu alții, vă spun că selecția a fost foarte greu de făcut și că, în fine, am ajuns la o formă despre care se spune că ne mulțumește deocamdată, cine știe, poate vor fi și ediții următoare, ceea ce noi ne-am dorit foarte mult. Apoi, aș mai spune că pentru mine cartea asta e ocazia unei întâlniri foarte fericite cu Corina. De altfel, conceptul cărții aparține, ea m-a invitat să mă alătur în proiectul ei și, cred că mi-a luat 3 minute să mă hotărăsc. Pur și simplu, cred că a fost întâlnirea a două tipuri de entuziasm. Și ea este foarte pasionată de București, face plimbări prin București, fotografiază, ești un foarte bun fotograf. Nu cred că am păstrat până la urmă din fotografiile tale. Din păcate, în ediția a doua, da, vor fi și fotografiile Corinei Ciocărie. Despre munca mea, propriu zisă, la carte, vreau să vă spun două lucruri. În primul rând că am descoperit locuri despre care nu știam mare lucru sau pe lângă care trecusem pur și simplu până acum, fără să le bag în seamă. Una dintre ele a fost amintită aici, așa de mult m-am bucurat că rămâne preferata mea, strada Jarcaleți, da? Despre care nu am aflat de la Cosmin Ciocloș cum v-ați putea gândi, pentru că acolo locuiește Gorică Pirgu, da? Cosmin Ciocloș are o carte formidabilă despre Crai de Curtea Veche, sunt sigură că o știți. Pur și simplu m-am întâlnit cu Jarcaleții și m-am îndrăgostit de ei datorită numelui, bineînțeles, care înseamnă Haimanale, Vlășgani, Tâlhar. Și de fapt, mă rog, numele vine de la un anume fel de piele de oaie din care se fac cojoacele pe care le poartă acești tâlhari. E o stradă bucureșteană despre care sunt sigură că nu știați până acum, sau mă rog, aproape sigură. Și în care se întâlnesc, iată, Craii de Curtea Veche și
Enigma Otiliei, Costache Georgeveanu trece și el pe strada Jarcales cândva în copilărie. Asta e una dintre descoperiri, dar am descoperit lucruri formidabile și în cărți unde mă așteptam să nu mai descoper nimic nou despre București, cum ar fi Hortensia Papada Vângescu. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun și să-i dau înapoi microfonul Corine imediat, este că poate cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în timp ce lucram la acest dicționar a fost că mi-au venit foarte multe idei pentru cărți viitoare. Și de unde aveam senzația că cam știu ce e cu Bucureștiul literar și cunosc toate potențialitățile și tot ce s-ar mai putea scrie despre asta, acum mi-am dat seama că e un teren mult mai fertil decât mă gândisem eu până acum. Deci a fost un lucru extraordinar din toate punctele de vedere pentru mine.